Haideți mă că mă iau cu mine astăzi. Am venit să comand tortul pentru că duminică facem, sărbătorim, facem petrecerea că pentru doctoratul meu. Și am venit aici și să vă iau cu mine ca să vă mai arăt aici ce mai este. Vorbesc încet că se uită lumea la mine. Cumpăr un cablu de telefon, că ăla care l-avem nu prea merge bine internetul. Să văd dacă găsesc unul mai gros. Că n-am mai putut să mai filmez acolo, că nenea ăla, bodyguardul de acolo, mi-a zis că nu pot să filmez în supermarket. Și când am venit acasă, mi-au venit niște pachete, hai să vi le arăt. Asta m-am uitat la ele un pic așa. Mi-am luat de la Avon, am zis să încerc și eu produsele de la Avon. Și am luat... Haide-mă! Și am luat crema asta de la Avon, care este Multi Action Cream Night, pentru noapte. Am zis că să încerc și eu. Am aici o trusă de la Neve Cosmetics, stați-mă să vă agățăm telefon. Ok, deci am luat chestia asta. Bine, tot de la Avon am luat fondul ăsta de ten. Un primer, un BB cream și un alt fond de ten. Sunt două tonalități diferite, că unul este beige, unul e nude, că vreau să o machiez pe mama. Tot de la Avon am luat corectorul ăsta, da, nu prea mă încântă că e închis la culoare, este numărul, este Fair. Și tot de la Avon creionul ăsta pentru un eyeliner, e un pic îngros și nu știu, să vedem cum merge treaba. După aia, de la Neve Cosmetic, mi-a venit cutuța cu portcardul ăsta. Neve Cosmetic face toate produse natural, bio, nu sunt testate pe animale. Ăsta e Luminissimo, este un... o pudră cu particele din alea de lumină, așa. Ăsta este diamant în polvere, ăsta este un fard. Ăsta este light roz și ăsta este tot un fard. Ăsta este un corector, sunt toate minerale. Corector yellow și ăsta e Digello, un altul tot așa care face cu un fard din ăla care face mai multe culori așa. Am mai luat o paletuță. Îmi spune elegantissimi. Toate produsele astea nu sunt testate pe animale, sunt naturale și biologice. Eu deja mai am una. Vedeți, astea sunt toate culori naturale, nude, așa. Mi-am mai luat fardul ăsta Coco, e alb, și mi-au dat un cadouaș creionașul ăsta, este așa sidefat. Și mi-am mai cumpărat eu crema asta pentru păr.
îmi face părul de nu se poate. Firma asta e super, 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 blue, orange. Face, are cristale lichide, semințe de in și îți face părul, zici că ai diamante în păr. Sunt super, 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 super. Deocamdată cam asta am. Și ieri de la Kiko am mai luat fixator pentru sprâncene. Ăsta este transparent, așa, îți dai pe sprâncene și se le fixează. Ăsta deja e al doilea. Și am mai luat două eyeliner-uri de la, tot de la Kiko, că sunt bune. Rămâne, fixează așa ca lumea. Rămâne pe ochi, nu se adună între ploapă, pe ploapă. Și într-o zi o să vă arăt rujurile care mi le-am cumpărat de la... Așa, mă, și o să vă arăt... Ca să vă arăt ce mi-am cumpărat. Am cumpărat mobila asta, uite ce mișto este, asta să vă arăt așa mai departe, care are sertăruțe și aici mi-am pus eu toate bijurile, ca să le am așa organizate, mișto. Uitați câte sertare are, o grămadă. Uitați ce frumos ăsta e pentru inelușe. Asta e așa. Asta e ceasurile. Bine că mai le am eu și pe aici. Dar e foarte util, foarte comod. În sfârșit m-am hotărât să fac și schimbul de stagiune. Mateo e în plapumă, că îl doare piciorușul. Și amore, te doare piciorul, mă? Da. Și dacă îți dau eu pupicuri, îți trece? Da. Nu strece? A trecut? Da. Dacă mama îți dă un medicament, acum să nu te mai doară. Uitați, acolo am cărănița mea de doctoriță. I-a căzut toate bilele astea pe aici. Și, ce mi-am mai luat? Mi-am mai luat tripiedul ăsta. Uite ce mișto este. Să îndoaie, să mută. Așa. Chestia asta de pus telefonul pe el. Mi-am mai luat un suport pentru mașină. Cu magnet în spate, e de nu se poate tu agăs, pui decât telefonul, țac și gata. Tamă. Și într-o zi o să vă arăt toate rujurile care mi le-am mai cumpărat pe aici. Niște ruje de la Kat Von D și de la, cum îi spun, de la Chanel mi-am mai cumpărat. Am ceva să vă arăt. Și cam atât. Ne vedem mai târziu. Să pun la loc dezastrul ăsta. Am cumpărat cablul ăsta, că am numai cablu și nu-i bun de nimic, să strică imediat, nu-mi încarcă ca lumea telefonul. Și trebuie să... Mateo vrea să-i descarc un emulator pentru PlayStation 1. Că așa facem noi, avem PlayStation 2, 3 și 4, Xbox One și câte mai multe, PS Vita, PSP, Nintendo 3DS, le avem pe toate, dar el vrea să se joace la un joc de la Play 1 și vă dați seama că Play 1, PlayStation 1 nu se mai găsește decât în mercaturile alea, în târgurile alea de vechi, dar nu se e sigur dacă merge. Și așa eu mă inventez aici pe internet, deja am descărcat emulatorul, am descărcat toate file-urile pentru a putea să-l bag în funcție și acum trebuie să caut jocuri și joystick. Eu astăzi este duminică și Mateo este foarte supărat pe mine, nu știu de ce. Nu mai vrea să mă fac de mine.
Zice că noi am pus pozele lui. Ia uitați aici. Aia nu este poza lui. Și acolo sus, acolo sunt pozele lui. Dar dacă eu îl văd în fiecare zi, dar de ce să-i pun pozele pe casă? Spuneți voi mie. Rosela! Rosela, pentru că le are mare așa, dar e și alitele, uite-le acolo. E acolo cu... E poza aia cu mine, unde suntem noi amândoi. Și tu ești mic, mic, mic și frumos. Și erai drăgălaș. Nu ca acum. Că acum te-ai făcut mare și ești nesuferit. Astăzi știi ce treabă am eu? Ia uitați aici. Să pun rufele de vară în vară în șvonier și să scot pala de iarnă, că a venit frigul. Și am aici șvonierul plin de țoale, care trebuie să le trag jos. Astea sunt alea de iarnă și multe din alea care le am de când eram mai slăbuță și nu m-am dus să le arunc. Asta sunt disperată că asta multă treabă. Astăzi, în seara asta ne ducem și la să sărbătorim doctoratul meu în acela restaurant. Să mâncăm pește, pește, pește. Și eu mă machiaz și pe aici. Deci cu Mateo ieșim la restaurant să ne petrecărim. Andra, cosa mi piace che sia pulito. Riesco a vederti i piedi. Si sa la carrozzina poi ci sta. No, ma è bello che ci sta sta cosa di. De... Il laboratorio tutto finisce dove comincia. Sei sicura che stai la foto? Come c'è arrivati i fondi? Ci stanno due giurastelle. Come la foto di quando eri piccola. Riguardo la foto che stai con una di qua e l'altra che guardi dall'altra parte. Niente dentro. Ah, so, non ci sta niente. Beh, con Clemente te lo puoi immaginare. Ma che bello. È una meraviglia. Madonna. E poi vedi davanti, diciamo all'inizio e alla fine c'è il coso proprio di Swarovski. Fanno vedere in televisione, pubblicizzano in televisione. C'era pure in bianco, però bianco alla fine non rendeva come era. Vabbè, ma questa assomiglia a me, io so così. Brucciosa. Bravo, questo è Swarovski. Ti piace? Bellissimo, proprio bello bello. Ma te lo frega tu? Bello, bello. Grazie. È proprio bello, davvero. Grazie, scusami. Noi mergiamo alla scuola. Da. Ci abbiamo parcato mașina de parte. Și ia uitați ce avem noi aici. Hammer. Mai spune cineva că visele nu se îndeplinește. Mateo, asta e mașina care va vrea mama să o cumpere. Da. Da, uitați. O cumpărăm? Da. Da? Nu. Cum te pun eu sus acolo? Nu. Uite câta cauciucurile are, fraților. Da? Să mai zică cineva că nu se îndeplinesc visele. Dar nu ne duce la mașinuța noastră frumoasă, că ne duce pe peste tot. Este? Da. Da. Mateo se duce la școală. Da. E singurul copil care astăzi aici e sărbătoare, se duce la școală, pentru că președintele, directorul școlii lor, i-a obligat să ducă la școală. Ce nebuneală. Da. Da, da, da.
Și astăzi am parcat de parte rău. De fapt, aseară am parcat de parte, că nu era loc. Că aseară am fost la restaurant. Și Mateu a mâncat două porții de cartofi prăjiți. Da. Vă pupăm! Vă pupăm, mă!